Domnul Victor, bună ziua! Bună ziua! Domnul Victor, eu mă numesc Maria Ciorici și am pentru dumneavoastră un mesaj de felicitare. Am o poezie despre viața voastră scrisă. Vreți să o ascultați? Dar Da, conașa. vreau să vă văd mai bine la față, așa să nu vă rușinați, sunteți frumos, tăi ghini. Eu o să întorc așa telefonul, fiindcă filmez acest moment. Mă vedeți? Da, foarte bine. Ai plecat când eram mici, eu 7, gata pentru școală. Surorile gemeni un pic mai măricele, de atunci tăticu ai gustat din străinătate amară. Ai ajuns acolo foarte greu, o săptămână ai mers pe drum. Nouă ne-ai spus că ai ajuns foarte ușor, adevărul l-am aflat acum. Te-ai dus, iar viața noastră devenea din ce în ce mai ușoară. Tu ne trimiteai acasă bani, genți plini cu mâncare și dulciuri, ce buni mai erau, iar nouă nu ne mai trebuia nimic. Atât de tare ne mai bucuram de ciocolatele de la tătic. Peste 3 ani și mama a plecat aproape de tine, tată. Noi cu mătușa am rămas și cu o casă pustiită. Ne-au îngrijit ca pe copiii lor. Atât de bine s-au purtat și am primit atât ajutor cât ne-a fost greu de descurcat. Și iată 11 ani tu, tată, iar mama 8 pe lângă tine. Și în tot acest timp n-ați avut posibilitatea să veniți să vă vedeți copiii. Ce dor cumplit și ce durere! Copiii voștri au crescut fără a voastră mângâiere și fără căldură în așternut. Între timp, noi, fetele, am mai crescut, surorile s-au maturizat, a venit timpul, s-au îndrăgostit și familii și-au creat. Dar n-ați putut veni la nuntă. Atât de tare v-a dorut, fiicele voastre se mărită și este imposibil de venit. Iar în noaptea nunților plângeați singuri acolo. Iar noi aici, în Moldova, și câtă suferință ne sfâșia mult dorul. Sora Valentina s-a rupt și a venit lângă voi, părinți, și marea întâlnire atunci s-a produs după atâția ani de cruntă despărțire. Era o toamnă, când peste foarte mulți ani voi ați revenit acasă, atât v-am așteptat. Am venit să vă întâlnim, nu ne țineau picioarele, vai, cât de tare mai plângeam. Toată carnea ne tremura și nu ne venea a crede că mâna pe părinții noștri puneam. Încet, încet ne-ați luat după voi, iar eu nu mai aștept acum cu dor părinții mei să-i pot strânge la piept. Ne-am adunat cu toții împreună, suntem de nedespărțit. Trăim aproape, distanța de câteva minute, ne vedem atât de des, părinți. Acum sunteți bunei, bogați în nepoței și sunteți foarte mândri de ei. Tăticu, împlinești o vârstă frumoasă de 53 de ani. Ești un bărbat foarte puternic și la propriu și la figurat. Foarte muncitor, iubitor, ne iubești pe noi fetele și nepoței foarte mult. Ți-a dorit tare mult și un băiat ți-ai dorit și așa cum își doresc toți bărbații, însă Domnul ți-a dat 3 fete și 3 gineri feciori în locul la băiatul pe care l-ai dorit. Și acum și 2 nepoate și 2 nepoți pe care îi pierzi din priviri. Îi mulțumim Domnului pentru părinții care ne-i ales nouă. Felicitarea este din partea mămicăi, pentru că chiar a ei a fost ideea, din partea copiilor și nepoților. Te iubim foarte mult și ne dorim ca bunul Dumnezeu să-ți dea sănătate, cât mai mult să te avem alături, cât mai mult timp. La mulți ani, domnul Victor, pentru dumneavoastră această felicitare. Mersi mult, foarte mult. Ne-a ajutat, că v-am scris în versuri povestea dumneavoastră de viață și îmi dau seama cât de greu a fost, 11 ani, nu v-ați putut vedea copiii, probleme cu documentele și așa mai departe. Dar S-a uitat. Uitați-vă cum ați putut să vă uniți acum toți și i-ați luat pe toți acolo și trăiți aproape și tot e bine și frumos. Așa, domnul Victor. Și mersi mult! Vă doresc că... Normal că nu m-am așteptat. să vă spun cinstit, asta e ghine, înseamnă că emoțiile s-au simțit. Da, mersi mult. Asta e, nu cum. Dă Doamne și toată lumea sănătoasă și dă Doamne toată lumea să facă numai puțin cât am făcut noi. Da. Numai puțin. Dumnezeu. Dă Doamne să facă de 10 ori mai. Dumnezeu, bravo, îmi va ajuta. Omul harnic, unii n-ar fi el, tot om harnic rămâne. Adevărat. Asta e chestia. Vreți ce valori să le transmiteți și după asta vă cânt o melodie frumoasă de tată, în genere ați vă apuși apa, da. Muș. Dacă aveți... Dar și puteți să-i transmit. Ce stit, nu știu, în cazul dat, nu știu ce să spun.
Fără cuvinte. Normal, mersi foarte mult. Nici nu m-am așteptat, asta e o eu știu nici am trecut, dar n-am așteptat ca să Dana sau unde când a venit Vărica prima dată, dar pe măcar o dat spun mâna tine. Da. Da, spun mâna asta părinți. Așa este. Bine, domnul Victor. Mersi mult. Cadou muzical. Eu știu. Vă ascult, cântată. Spuneți, hai spuneți și apcând. Eu nu m-am așteptat. Aseară îi spun, a spus că este una aici, o fată, cei mai mic. Și îi spune, dar noi ne ducem acasă, nu știu dacă azi mai vinim. Ei, bun, când vin la ora 10 și tot așa. Păi, dar pentru că le dau asta e chestia, așa sunt eu, să zic. Foarte, las că-i tot bine și frumos. Domnul Victor, un cadou muzical pentru dumneavoastră, din partea fetelor, din partea soției, și ea a fost cu ideea și a vrut să vă impresionez. Iată mă stupă în hori mie. La mine! Da, dar înțelegem gluma. Asta e o surpriză, bine prins de veste, asta te face, dacă mă credeți, te faci să plâi. Eu vă cred și vă înțeleg, da. Și vă mulțumesc. Să ne ținem o leacă și... Multă sănătate. Precis, dacă mă sunați aseară, plâi de las că-i bine și acum am simțit emoțiile dumneavoastră că... Îmi dau seama cât de tare vă iubiți copiii și nepoții. Și acest cadou muzical despre cea mai bun tată și iubitor tată care există, pentru dumneavoastră, domnul Victor, cu drag. Mersi mult! Înspre îngeri, înspre stele, înspre dorurile mele, s-a înălțat iubirea toată, numai pentru tine, tată. Cântecul mi-ai ascultat, somnul tu mi l-ai vegheat, când mi-a fost mai greu în viață, tată, tu mi-ai dat speranță. O, tată, tu-mi dai putere, tată, îmi stingi orice durere, tată, tu m-ai învățat să am sufletul curat, tată, ce mult te iubesc, tată, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat tot ce-i mai bun, ești mândru de mine acum, tată. Când privesc în ochii tăi și mă văd copil în ei, înțeleg încă o dată ce e dragostea de tată. Tată, tu-mi dai putere, tată, îmi stingi orice durere, tată, tu m-ai învățat să am sufletul curat, tată, ce mult te iubesc, tată, vreau să-ți mulțumesc că ne-ai dat tot ce-i mai bun, ești mândru de noi acum, tată. Iată așa este pentru dumneavoastră aceste cuvinte, chiar... Foarte mult! Chiar vă regă! Am o pauză, dacă vreau. Da, dar cine acolo, soție lângă dumneavoastră? Doamna Tatiana! Ia ca să o vedea și pe mama, dar cum? Cum? Dacă nu era mama? Bună ziua! Doamna Tatiana, bună ziua! Îmi pare... Dacă nu era mama, păi nu erau...
Eu tare, tare vă urmăresc, tare, tare. Și eu spun lui Doinița, lui fata care vă scris asta, da. Îi spun, Doamne, câtă lume are viață ca a noastră, Doinița. Numai surpriza asta trebuie să o facem tati, cu alta nu. Eu sper că e plăcut domnului Victor, da. Din tot sufletul. Da, da. Am scris. Foarte, am scris. Da, vă mulțumim frumos, vă mulțumim frumos, frumos. Cu drag, sfiți, mă bucur că v-ați unit împreună acolo și după atâția ani de așteptare și dor, uitați-vă că a fost posibilă reunirea voastră. La mulți ani vă doresc. Da, da, da. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim și dumneavoastră. Cu drag. Cu drag vă sărut și tot binele din lume. Domnul Victor acolo, șampania, șampania deschisă. Unde-i șampania? Unde-i șampania? Ia, adă Victorul șampania. Și dinerile acestea, da? Salut, salut. Sunt contineri mai așa. Ei, bun, ați vrut băieți, că v-au adus doi băieți, fetele. Da, da, mai este unul marți, trebuie să apară vestea de la Moldova. Bine. Tu, fete, nepoței, toți la Moldova, așa în zineri. Vă doresc o sărbătoare. Acum șepa vinea, n-ar o sărbătoare frumoasă. E ca șampania îți deschide. E ca papa reginic, domnul Victor, mă ascultă. Ia uite acolo, ia că de sănătatea dumneavoastră. Vin, vin, dar cum? E că tămâs, iau-te zbor, dar m-am ajuns. Doamna Tatiana, vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi frumos, frumos. Cu drag. Vă mulțumim. Eu tare mă temem că Victor n-as răspunde. Știți că vedem număr. Și nu mă mai sună număr de nimic la Moldova. Totul, prima dată n-a răspuns. Mă sună, nu vede. Sună acolo cineva tare important. Gine, auziți soția, dacă nu știe cine sună, aveți vă întrebe, dar cine te sună? Nu, dar ei mi-au spus soț că răspunde cine te sună. Ia că așa, o, ia că te-o, asta e de asta... E de... Acum imediat o mă bucur, tare aș vrea să fiu și eu lângă dumneavoastră. Sunteți o familie așa, așa cum îmi place mie. De veselă de companie. Așa, la mulți ani străiască domnul Victor. Mersi mult. Puteți să veniți să beți un pahar de șampanie. Ia... Mișina cu magiat. Cu magiat. Bine, cu drag. Vă doresc tot o sănătate și în Iofti a rămas tare, tare emoționat. Nici nu știu să vă spun acum. Las că-i tot bine. Noi mai, mai dinainte, eu mă gândeam ce să spun așa. Când e prezident. Tot e frumos. Domnul Victor. Oricum e foarte, foarte bun. Mă mulțumesc. Mersi la toți. Eu, dacă așa am ocazia, să vin în Belgia, prima vin la dumneavoastră, să mă țineți minte. Nici o problemă, cu plăcere. Te învățăm franceză dacă vrei, dacă nu știi, noi te învățăm tăcere. A, așa, am învățat franceză în școală, și eu... Închipuiți, în 20 de ani am avut timp să învățăm, să-i facem, nu că să o știm, dar poate că nu știm 100%, dar... Bravo. Nevoie să învățăm, nevoie. Bravo, limba franceză e foarte frumoasă. Asta e limba îndrăgostiților. Ia ca să vă văd. Eu când am venit la Belgia, atunci nu era cu îndrăgostiri, era greu. 4.000 de euro, 4.000 de dolari, nu știu mai erau. Da, da. Și așa-i nu i-ai vei, și așa-i trebuie să iei la procent. Împrumutat. Și tare greu acum ați ajuns. Cu... Da, da. Acum avem cu 100 de euro și... dar și... Și mai bat vite, dar păi... dacă mă dai, nu-mi dai cu 12 sau cu 16 și eu mă duc la cealaltă lucrurile. Atât eu, băi. Bine. Hai, noi vorbim mai departe. Eu aici întrerup video, că am s-o umplut 15 minute și noi vorbim... Bun. La mulți ani, ia ca paharul sus, sus pentru domnul Victor, să trăiți cu bine și cu drag, la mulți ani!